În fiecare an, la data de 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române. Militarii români din țară, dar și de pe fronturile din întreaga lume, au sărbătorit duminica această zi specială. Anul acesta, militarii au fost angajați într-un alt fel de război, cu un inamic nevăzut și foarte dificil de combătut, noul coronavirus. Ziua Armatei Române este sărbătorită la data de 25 octombrie în fiecare an. Este o zi specială pentru toți militarii români și cu toții merită adânca noastră recunoștință pentru faptul că ei își arată iubirea de țară prin modul exemplar în care își fac datoria. La 25 octombrie este marcată Ziua Armatei Române. În 1944, la această dată, teritoriului României era eliberat de sub ocupația hortisto-fascistă cu jertfa mii de vieți. Momentul nu a însemnat și încetarea luptelor duse alături de puterile Națiunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Ceoslovaciei și Austriei până la victoria finală. Sărbătoarea a fost instituită prin decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959. Anul acesta omenirea s-a luptat cu un inamic nevăzut și foarte dificil de combătut, noul coronavirus. Implicarea Armatei Române în acest efort național încă de la debutul pandemiei de COVID-19 a fost exemplară. Personalul de specialitate și cele mai adecvate mijloace de care armata dispune au contribuit semnificativ la protejarea și salvarea vieților cetățenilor și la limitarea pe cât posibil a răspândirii acestei boli.